Casa Județeană de Pensii din Mehedinți anunță scoaterea la concurs a 13 locuri de muncă vacante de execuție contractuală. Posturile se adresează atât debutanților cât și celor cu experiență în domeniu. Posturile vacante disponibile sunt pe durată determinată până la data de 31.12.2022 în cadrul Casei de Pensii din Mehedinți. 11 locuri sunt pentru postul de consilier debutant, iar 2 pentru referent. Casa Județeană de Pensii Mehedinți anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi de execuție contractuale pe durată determinată până la data de 31.12.2022 în cadrul Casei Județeană de Pensii Mehedinți. Și anume, 11 posturi consilier debutant studii superioare și 2 posturi referent debutant. Menționăm faptul că aceste posturi sunt scoase la concurs în vederea recalculării pensiilor din sistemul public de pensii până la data de 31.12.2022. La depunerea dosarului de concurs se va aloca un număr de înregistrare fiecărui candidat, număr ce va fi folosit la identificarea acestuia la afișarea rezultatelor la probele de concurs. Concursul de recrutare se va desfășura în 3 etape. Astfel, prima etapă va consta în selecția dosarelor depuse în data de 27 august și în data de 30 august. Proba scrisă se va desfășura data de 6 septembrie, iar condițiile de participare la acest concurs de recrutare sunt: pentru posturi de consilier debutant sunt necesare studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științei inginerești, științe economice, științe administrative, științe juridice, precum și absolvite cu diplomă de licență în domeniul matematică, fizică și informatică. Nu este necesară vechime în muncă, fiind posturi de debutant. Pentru postul de referent, studii liceale. Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție. Proba scrisă se va desfășura în data de 6 septembrie 2021 la sediul Liceului de Transporturi Auto din Drobeta, Turnul Severin, Bulevardul Carol I, numărul 5, iar ocuparea locurilor în sală se va realiza între orele 9 și 9.30. Rezultatele concursului se vor consemna într-un proces verbal semnat de către toți membrii comisiei de concurs, elaborat ca urmare a desfășurării probelor de evaluare. Comisia va stabili clasamentul candidaților în ordinea descrescătoare a notelor acordate.